laboratorul de analize medicale, vreau să vă spun că la nivelul spitalului avem laboratorul de analize medicale care poate efectua gratuit, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, analize medicale conform contractului cadru stabilit în cele trei puncte din județean, din maternitate și din pediatrie. Cel mai utilizat punct de recoltare este cel din județean, dar și la punctul din maternitate și din pediatrie pot să se prezinte atât adulți cât și copii. Asta înseamnă că în punctul de recoltare la pediatrie pot să vină și adulți să se recolteze analize. În punctul de recoltare de la maternitate se pot prezenta inclusiv bărbați și copii pentru a recolta analize, pentru că nu este legat strict de specificul activității secției exterioare respective. Programul de recoltare este cuprins între ora 7:30 și 10 sau 11 în funcție de numărul de persoane care se prezintă. Se pot face programări la punctul de recoltare respectiv telefonic. Tot în cadrul punctelor de recoltare mai se pot efectua cu plată analize dacă persoana solicită sau cu plată anumite analize care nu sunt prese în contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate. Tot la nivelul punctelor de recoltare, pentru bolile, pentru pacienții care sunt prinși în programele naționale de sănătate, se pot recolta analize zilnic, fără programare în prealabil. Și pot să zic care sunt bolile. Boli oncologice, boli diabetul zaharat, boli cardiovasculare, pentru anumite boli rare, pentru boli neurologice, pentru boli cerebrovasculare și pentru pacienții diagnosticați cu COVID după externare. Pentru această categorie de pacienți este obligatoriu bilet de trimitere de la medicul de familie. Pentru celelalte analize se poate solicita, se pot efectua analize gratis cu bilet de la medicul de familie sau cu bilet de la medicul specialist din ambulator. Sunt fonduri atât de multe pe analize, dați serviciu și accesul adulților la pediatrie pentru că în situații că nu contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate este destul de rezonabil, astfel încât să putem efectua analize, iar contractul nu ne restricționează să recoltăm analize la maternitate și la pediatrie pentru adulți. Și dacă rămâne dată pediatria fără... Sunt prioritizați copiii. În cazul în care constatăm că nu reușim să atragem toate fondurile din contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate, putem efectua și la adulți. Dacă constatăm că ne apropiem de limita contractului, atunci prioritizăm doar copiii. La pediatrie, analizele sunt prioritizate în special pentru copii, dar